Now. Salut, săvumâna, să trăiți! Salut! Și bine ați venit pe canalul nostru de YouTube. În această zi frumoasă vom face o deplasare la plantația de zimbri, pardon, la crescătoria de zimbri de la Bucșani, aproape de București. Da, smells bad. Cred că e groapa de gunoi a acestui oraș. Mizerie de nedescris. Wow! Mă gândeam și eu că dacă tot sunt semnele astea cu căprioare, vedem și noi o căprioară. Ia uite aici ce virajate. Așa parcă știu. Da. Nu, parcă spre Băleni. Opresc. Ia uite, ieșea domnul ăsta. Ce să zic? Așa e când n-ai GPS. Nu părea că trebuie să mergem așa mult. Ăsta cred că e. E drum? E. Păi uite pădure în față. Că mai mergi, treci ia lomița sau nu știu, treci un râuleț. Vulpe! Da, să sperăm că am filmat-o. Am văzut și noi un animal sălbatic. Dar trebuie să facem stânga. Băleni. Am făcut dreapta unde scria Zimbria. Să sperăm că nimerim la Zimbria. Da. Pe net scrie că ar trebui să fie dimineața 10:30-11 când zimbrii și-au micul dejun. E ora 2:30, 3 fără 10 de fapt. Poate îi prindem la prânz. Crezi că e bine pe aici? Poate trebuia să facem dreapta? Nu știu, nu știu. Hai să întrebăm aici cu neomul ăsta. Că arată dubios. Bună ziua, spre Zimbri. Mulțumesc. Mulțumim. De acum să vedem cum este traseul. Dubios. Da. Ușor. Ușor, ușor. Ușor, ușor, exact. Prea ușor. Cred că e de mers cu șvarțănica. Ușor, ușor. Crezi? Nu știu, mă uit eu și verific. Ia, stai să... Nu e așa pietrișul ca dincolo, să știi, și e bătătorit. Da? Dacă vrei să urci panta asta... Încerc. Stai așa. Cu antâia am urcat și eu. Și cu picioarele pe jos, că... Ușor, exact. Ușor că e bătătorit, n-ai ce să pățești. Are tot felul de astea de tracțiune. Hai, nu te opri în pantă, hai! Ușor, ușor. Perfect! Perfect! E bătătorit pe aici, perfect! Șmecher! Ușor! Perfect! Hai, hai! 5 km așa? Să sperăm că nu.
Ai văzut pe net că nu e asfaltat. Da, da, da. Dar vor mai fi drumuri de astea, nu? Trebuie să fii calmă, lași ghidonul moale și ușor. Aici pe sus e ok. Ia să întreb eu oamenii ăștia dacă e spre Zimbri, dacă trebuie e așa. Trebuie să fie spre Zimbri. Spre Zimbri încolo? Mersi. Asta nu e chiar de off-road, știi? Da, dar asta nu e off-road, aici e doar drum neasfaltat. Da. Dacă oamenii aia merg pe jos, nu poate să mai fie mult. E, poate fac o plimbare oamenii aia. Da. 5 km pe jos, dus întors, nu înseamnă nimic. Ha. În față privirea. Da, da. Probabil că aici sunt Zimbri. Probabil că aici sunt Zimbri. Zimbri, 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 Zimbri. Zimbri, 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 Zimbri. A, pică. Și mașină. Da, avem loc pe lângă ea. Noroiala, noroiala. Ușor pe aici, da? Privirea sus. Dar oricum nu mă mai uit în jos. Mă uit în față. Mai e? Da, aici ușor, da? Da, da. Nu e să nu accelerezi, că nu e pietriș mare. Da, da. Ușor. Bravo. Ne și întoarcem pe aici, știi, nu? Ce scrie acolo? Zimbrărie. În dreapta. Vine ceva din stânga? Nu. Cred că am ajuns. Crezi? Da. Mi se pare că e cu intrare. A, așa e, da, 6 lei, 5 lei. Așadar, în față, cred că este Zimbrăria de la Bucșani. La doar o aruncătură de Buzdugan de București. Am ajuns și la rezervație. Ia să vedem ce zice aici. A fost înființată în 1983. Să vă spun despre Zimbru. Bizon, Bonasus, Bonasus. De ce de două ori Bonasus? Nu știu. Zimbru atinge maturitatea la vârsta de 4 ani. Împerecherea are loc de regulă în lunile august-septembrie. Deci nu se împerechează acum februarie. Femeia fartă un singur vițel, durata medie de viață este de 20-25 de ani. Greutatea 800 la 1000 kg pentru mascul și 500-700 la femeie. Sunt mai slabe doamnele. Numai la Zimbri, că la... Să și urcăm în acest foișor, să ne uităm de sus. Ce frumos se vede. Ăștia doi din față sunt bărbații, că sunt grași. Și acolo se uită așa spre mine și mănâncă liniștită, e o doamnă. Uite unii mai mari acolo. Unde? Aia, toți bărbați sunt, aia sunt unchii care dorm. E interesant.
merită să vă sacrificați un weekend să vedeți, să vedeți zimbri de la Bucșani. Am fost îndrumați de la intrare să vizităm și această căsuță cu păsări împăiate. Nu sunt așa un fan al vânătorii, dar filmulețele nu sunt pentru mine. Rața mare. Și asta de jos? Nu știu ce. Fazan femelă. Fazan mascul. Ar fi mai grațios bărbat. Gaiță. Asta gaiță nu era în report. Trofeu. Trofeu. Niște cuiere. Ah, trofeu. Pisica sălbatică. Căpior pui. Pe bune? Nu să zic, e cam micuț sau... Da, sunt mari, nu știi din pădure. Pui. Puiul e jos acolo. Nu. Nu e acolo jos. Cine a omorât puiul ca să-l împăieze? Bravo, mă. Porumbarul, gaița, bufnița, mistreț. Ciocănitoare, peveriță. Mierda. Glorios. Și gorila, pe care, cum bine zice Marina, o regăsim în pădurile carpatice. Și zimbru putea să lipsească. Veniți de vizitați. Asta a fost plimbarea de astăzi. Am făcut și un pic de mers în afara asfaltului, o noutate pentru Jvârțănica. Am văzut și o vulpe, sper să fie ieșit pe filmarea Marinei. Și într-un final am ajuns la zimbri, am văzut și câțiva zimbri și zimbroaice, care o fi femininul de la zimbri, zimbrele. Zimbre. Am învățat că masculul zimbru este mai gras, ajunge până la o tonă. Am văzut și acele muzeu odios, îl consider eu, dar iubitorii de animale împăiate pot veni să se bucure de ceea ce ne oferă ocolul silvic Bucșani, cred. Sperăm că v-a plăcut episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, bineînțeles că ne-ar bucura like-ul și subscribe-ul vostru. Și până data viitoare, să fiți veseli și sănătoși. Treci Marina în față, să-ți iei la revedere.